Bine v-am găsit, oameni buni! Salut, copii! Un ziar îmi face concurență, oameni buni. Spre bucuria mea, evident. Numai că... Pun puncte, puncte și o să vedeți în dată de ce. Este vorba de ziarul, adevărul, care are o rubrică, din când în când, despre cultivarea limbii române. Cea, cea citită de mine se cheamă Și taică tu are Cratimă Într-adevăr taică tu are cratimă Pentru că se scrie taică Și tu Ca și măta Măta are cratimă Dacă mai țineți minte Erau multe emisiuni Concursuri, spectacole De acest uh, tip Și Ziarul adevărul face top face un top al greșelilor în care folosim incorrect cratima. Ce spuneți? Vom învăța corect sau nu gramatica limbii române? <coughs> Ei, procedează ca maestrul George uh, Pruteanu, care uh, avea o greșeală cu cratima chiar în titlul fostei sale uh, emisiuni. Fie iertatul domn uh, Pruteanu, care, iată, cu ultimele sale eforturi, s-a ocupat de limba uh, românească. Sigur, nu ne socotim noi, urmașii domnului Pruteanu, uh, diferențe de valoare. Numai că autorul, gramaticianul care face uh, respectivul uh, uh, studiu în ziarul Adevărul, face el însuși greșeli de. de descriere, oameni buni. De exemplu, îl citez. Cratima face probleme și în auxiliarul pentru formarea timpului viitor. Sigur, mie nu mi-a plăcut expresia face probleme, nu are ce căuta o asemenea expresie în limbajul unui lingvist, al unui profesor de română, da? Este uh, o expresie, o locuțiune verbală din limbajul de cartier, limbajul bulevardier și așa mai departe. Dar să spunem că autorul a vrut să fie neapărat pe gustul publicului și să-i dăm o circunstanță atenuantă. În schimb... Nu în auxiliar se întâmplă minunea, ci auxiliarul însuși face probleme. De exemplu, moi. Și moi. Am mai abordat fenomenul într-o emisiune anterioară. Auxiliarul este oi. O formă populară a, a, a auxiliarului, da? Oi. Deci nu în Auxiliar este problema, ci în îmbinarea auxiliarului cu pronumele. Când apare, iată, Cratima, da? Cratima, să o numim cu acest termen Cratima ca să nu producem, să zicem, confuzii prea multe, da? De ce? Pentru că semnul acesta uneori este linioară de unire. Deci eu voi folosi întotdeauna Cratima. Termenul de cratimă, doar atunci când uh, uh, voi fi nevoit să-l folosesc pe linioară de unire, voi uh, proceda ca atare. Așadar, nu în auxiliar sunt problemele, ci în ortografierea auxiliarului împreună cu uh, cuvintele uh, apropiate. Să-l cităm mai departe pe ministrul nostru de externe, pe Bogdan uh, Aurescu. Este și un moment simbolic pentru că e prima dată când gazul trece de la Est la Vest. De la Est la Vest. Din Moldova în România. Din Ucraina în România. Apoi, domnule ministru, până acum gazul a trecut din Ucraina în România și nu din România, că noi n-am exportat încă gaz. Este vorba însă despre conducta care leagă România de Moldova și atunci gazul trecea de la vest la est. Să zicem că e o scăpare ori a ministrului, ori a celui ce a redactat știrea. Nu uităm nici pe Iohannis. Și îl cităm. Instituțiile statului servesc cetățeanul. Cu drepturile și libertățile lui. E foarte bine. Atâta doar că îl servesc pe cetățean. Întotdeauna când complementul direct este exprimat printr-un nume care exprimă persoana, evident că trebuie folosită prepoziția pe. Așadar, îl văd pe Mihai. Îi văd pe oameni îi servesc pe oameni. Ne ducem mai departe la televizor și descoperim mari zodie cărese, oameni buni, cu pretenții și câștigând na, foarte mult, să zicem așa, ca să nu zicem prea mult, dar analfabete. Iată, unele se, dintre ele se exprimă foarte așa, cu termeni neologici, cu un limbaj alambicat, o exprimare greoaie. Iată, descoperim apariția unei legături foarte des întâlnită care implică centura lui Orion. Eu n-am înțeles nimica. Deci legături foarte des întâlnită. Ați remarcat faptul că nu face acordul, da? Corect era unei legături foarte des întâlnite. Cât despre descoperim apariția, să avem pardon, dar așa ceva nu trebuia să fie. Rămânem tot la uh, zodie cărese, cum le zic eu. Piesa a făcut parte cândva dintr-un ansamblu funcțional și scrie cuvântul arhi cunoscut, funcțional, ca și cum ar veni din franceză, unde este funcțional, da? Dar în franceză e cât t și t se citește s pentru că așa se citește în grupul respectiv, da? În acea conjunctură, urmat de i acolo. Deci funcțional. Vrea să ne arate zodiecărea sa că știe limba franceză, că e mare specialistă în franceză? Ne ducem mai departe la decenius. Inculpații ar urma să aibă posibilitatea de a alege locul de executare al arestului. Corect era. Executare a arestului pentru că articolul genitival A se acordă cu substantivul feminin executare. Partea urâtă este că propoziția aceasta are un înțeles uh, viciat, stricat. Nu execută nimeni arestul, ci execută pedeapsa. Face pedeapsa la arestul cu tare. Deci să ne înțelegem bine. Arestul a fost executat de către constructori, cei care l-au construit, să zicem așa. Ne ducem mai departe la Lucian Avramescu, poet și jurnalist. Probleme e că domnul Vâlcov nu mai poate. Probleme e. Eu știam că Subiectul trebuie acordat cu verbul, cu predicatul. Deci corect era, probleme sunt. Deși aici fiind vorba de uh, domnul Vâlcov e doar o singură uh, entitate, deci o singură problemă și corect ar fi fost. Problema e că domnul Vâlcov nu mai poate, că nu ne-a zis și alte probleme uh, ale domnului uh, Vâlcov. Să o cităm în continuare pe uh, doamna Ioana Ene de la Zearecom. Dar aici era vorba despre un avertisment instituțional. N-am auzit cuvântul avertisment. Eu știu numai cuvântul avertisment. Așadar, doamna Ene a mâncat o literă. Doamna Ene a mâncat-o sau redactorul uh, articolului respectiv. Pentru că, evident, îmi închipui că e cineva care pune pe site uh, articolele. Mă opresc aici, oameni buni pentru astăzi. Nu uitați, mesaje și întrebări, neclarități, să-mi lăsați pe pagina emisiunii. Uh, învață românește, de nu pe pagina mea de Facebook, cum o faceți de obicei, sau chiar să puneți o scrisorică în cutia noastră poștală. Rămâneți cu bine, domnilor și doamnelor, pa copii!